Președintele țării Nicolae Timofti a inițiat negocierile cu partidele parlamentare în vederea găsirii unui consens vis-a-vis de formarea unui nou guvern. După o rundă de discuții purtate joi cu reprezentanții PLDM, PDM și PL, începând cu data de 9 noiembrie, șeful statului va începe consultările cu formațiunile din legislativ pentru a găsi un candidat la funcția de prim-ministru. Reprezentanții Partidului Socialiștilor au depus astăzi din nou o sesizare la Curtea Constituțională în vederea interpretării legii supreme despre modalitatea de ieșire dintr-o eventuală criză politică dacă executivul nu va fi investit în termen de 3 luni. Potrivit deputatului PSRM Vasile Bolea, chiar dacă în timpul apropiat un guvern nou va exista, oricum subiectul sesizării nu dispare. Trebuie să existe certitudinea cu astfel de cazuri pe viitor. Conform Constituției, Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni înainte de alegerile prezidențiale. În același timp, sunt alte articole care prevăd că dacă se numește un nou guvern, Parlamentul urmează să fie dizolvat, a mai precizat Bolea. Fostul premier liberal-democratul Valeriu Streleț va fi invitatul de astăzi din cadrul emisiunii Vineri cu Anatolie Golea, ce va fi difuzată pe postul RTR Moldova începând cu ora 20:15. Discuțiile se vor axa pe subiectele stringente, cum ar fi trecerea PLDM în opoziție, negocierile pentru o nouă majoritate parlamentară, dar și poziția formațiunii de mai departe. Președintele partidului nostru și primarul de Bălți, Renato Usatăi, aflat la tratament peste hotare, a anunțat pe rețelele de socializare că atunci când va reveni în Moldova, șeful statului Nicolae Timofti trebuie să-și dea demisia. Sper că în curând mă voi simți mai bine și mă voi întoarce. Trebuie să continuăm protestele și să ducem până la capăt ceea ce am început, a mai scris Usatăi. La forumul Investițiile Baza Dezvoltării Găgăuziei, care se desfășoară la Comrat, participă reprezentanți din 8 țări. Prezența la eveniment și-au confirmat-o peste 200 de participanți. În cadrul evenimentului, care este o premieră pentru Găgăuzia, vor fi semnate mai multe acorduri de colaborare economică. Pe 8 noiembrie, participanții sunt invitați la Festivalul Vinului, la care vor lua parte și oficialii de la Chișinău, șefi de misiuni diplomatice acreditate la noi și oaspeți din străinătate. Problemele PLDM-ului sunt foarte mari și nu are nevoie doar de un om pentru a se reinventa, e vorba de echipă. Partidul trebuie să scape de oamenii care au probleme de integritate. Declarațiile au fost făcute la o emisiune TV de fostul ministru al educației Maia Sandu. Aceasta a mai spus vis-a-vis de arestarea lui Vlad Filat că, în opinia ei, el nu va avea parte de o justiție corectă, de vreme ce PDM a subjugat toate instituțiile de drept din țară și nu doar. Sandu a mai calificat decizia PLDM de a trece în opoziție drept una corectă. Totodată, Maia Sandu a mai precizat că a refuzat propunerea liderului PPM Iurie Leancă de a face parte din partidul său și asta pentru că au viziuni diferite. În urma deciziei de retragere a PLDM de la guvernare pentru Republica Moldova există două căi, formarea unei majorități parlamentare sau cea a haosului și destabilizării. Despre aceasta a declarat la postul public de televiziune președintele PDM Marian Lupu. Liderul democrat a mai spus că dacă PLDM nu își va schimba poziția și decizia de a trece în opoziție este una serioasă, atunci oricum va fi formată o majoritate parlamentară și un guvern. Igor Popa, avocatul lui Vlad Filat, a emis un comunicat în care se scrie că Filat nu a cerut transferul într-o altă celulă din cadrul penitenciarului numărul 13. Declarația Departamentului Instituției Penitenciare, la care au făcut referire mai multe instituții media, precum că Vlad Filat a solicitat transferul într-o altă celulă, nu corespunde realității. Nici Vlad Filat, nici apărătorii săi nu au înaintat o asemenea solicitare, mai precizează avocatul. Pe un segment de circa 60 de kilometri de pe traseul Căușeni-Cimișlia se desfășoară lucrări de reparație capitală. Acestea prevăd lățirea drumului până la 8 metri, partea carosabilă, construcția mai multor poduri și podețuri, acostamente, dar și trotuare pentru pietoni. Valoarea proiectului, demarat în urmă cu 2 luni, este de aproximativ 40 de milioane de lei. Fostul premier al României, Victor Ponta, s-a prezentat azi la Înalta Curte de Casație și Justiție din București. Ponta a fost citat în dosarul în care este acuzat de falsă în înscrisuri, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani. Recent, Ponta și-a depus mandatul de premier după ce demisia sa a fost cerută de participanții la protestele din ultimele zile din România.
O deputată a fost luată joi seara cu ambulanța din clădirea Parlamentului Ucrainei după ce un coleg parlamentar a lovit-o cu o sticlă în cap. Parlamentara, care potrivit unor reprezentanți ai partidului din care face parte, a suferit o comoție cerebrală, a fost spitalizată la Institutul de Neurochirurgie din Kiev. Deputata s-a aflat un timp la reanimare, dar apoi a fost mutată în salon. În urma violențelor izbucnite la Londra, în timpul unei manifestații împotriva capitalismului, au fost arestate circa 50 de persoane, iar mai mulți polițiști au avut nevoie de spitalizare. Protestatarii au lansat focuri de artificii și sticle în direcția polițiștilor, dintre care unii au căzut de pe cai. Confruntări au avut loc în fața Palatului Buckingham și a biroului premierului David Cameron.